Ne bucurăm pentru șansa pe care ne-o dai să stăm în fața Ta. În mod deosebit venim în ziua aceasta cu copiii noștri și am vrea să-i binecuvintez. Vrem să-i ții în mâna Ta. Ne gândim la bucurile ce ne-ai dat prin ei și ne gândim și la responsabilitățile pe care le avem. Să-i creștem în temere de Tine. Vrem, Doamne Tată, să-i vedem în casa Ta. Vrem să-i vedem că slujesc lucrării Tale și vrem să vedem că aleg calea Ta. Binecuvintează-ne împreună cu ei. Te rugăm să binecuvintezi și mamele din Biserica Emanuel. Am vrea să le dai bucurie și pace. Am vrea să le încurajezi în viața aceasta plină de greutăți. Vrem, Doamne Tată, să simte că ne rugăm pentru ele și ca și familie, Doamne, vrem să fim binecuvântați de Tine. Vrem ca Biserica Emanuel să simtă binecuvântarea Ta în fiecare zi, în fiecare compartiment al nostru. Ne gândim, Doamne Tată, la lucrarea din seara aceasta și cântarea copiilor și tot ce se face aici, am vrea să fie pentru Tine și numai pentru Tine. La fel, Doamne Tată, noi faptul că suntem aici și faptul că ne închinăm Ție, am vrea să fie o dovadă că Te iubim, că Te cinstim și vrem ca și în seara aceasta să ne vorbești. Binecuvintează-ne continuare și fii slăvit în veci. Amin. 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 Vă invit să ocupăm locurile și să continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântare. Ferice casa unde Domnul este, prietene drag, oricând binevenit, acolo unde dintre toți ce-s oaspeți, Tu, o Iisuse, ești cel mai iubit. Acolo ce inimă îți bate și către Tine ochii-s ațintiți, acolo buzele îți cântă slavă și toți ai ca să-i sunt prea fericiți. Ferice ca sau unde soț soție, în ale tău spirit una sunt mereu, cuprinși de-a ta iubire minunată, cu Tine stau la bine și la rău. Când amândoi se sprijină pe Tine, în orice timp cât de primejdios, a lor iubire nu se micșorează, ci tot mai mult ei Te iubesc duios. Ferice casa unde fiici și fiice trăiesc purtați pe mâini de rugăciuni, iar voia Ta în toate îi conduce, le ești pastorul ce-i duci la pășuni. Dorința lor e-n toate să Te asculte, smeriți supuși și de credință plini, la tronul Tău ei le aduc pe toate și apoi cu Tine vor domni măriri. Thank you.
Poartă-o în suflet, cinstește-o mereu. E voia lui Dumnezeu. Da, într-adevăr, e voia lui Dumnezeu pentru toți aceia care încă mai avem mame. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei să o laude la porțile cetății. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei să o laude în adunarea copiilor lui Dumnezeu de la Emanuel. Amin. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știți de unde sunt versetele acestea, pentru bărbații, pentru soții care nu știu, deși asta este o omisiune impardonabilă, pentru copiii care nu știu de unde sunt versetele acestea, am citit ultimele versete din capitolul 31 din Cartea Proverbelor, o descriere a femeii virtuoase, o descriere a unei femei deosebite, care se teme de Dumnezeu, o femeie de caracter, o femeie harnică, înțeleaptă, o femeie care reprezintă inima sau sufletul casei ei și care merită aprecierea atât a bărbatului ei, cât și a copiilor ei. E bine, soțiile noastre, mamele noastre care sunteți aici, vă rugăm să ne iertați pentru toate momentele în care, din stângăcie, am omis ca să apreciem valoarea voastră. În seara aceasta vrem să o facem, începând cu cei mai mici. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele din adunarea noastră. Amin. Vă salutăm cu drag pe toți cei care ați venit la închinare în casa Domnului la Emanuel, dar în mod special ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze astăzi mamele din adunarea de la Emanuel. Amin. Și Dumnezeu să binecuvinteze și copiii. Amin. Pentru că astăzi, 1 iunie, de ziua copiilor, noi am hotărât să organizăm sărbătoarea mamei la Emanuel. Așa că ne rugăm ca îndurările alese ale Domnului să fie parte și peste mamele noastre și peste copiii noștri. În seara aceasta am vrea însă în mod special, motivați de ceea ce au pregătit copiii, începând cu cei mai mici, să oferim aprecierea pe care o merită mamele din biserică. Sunt câteva momente speciale, sperăm ca regia să funcționeze, sperăm ca și tehnicul să ne ajute, sperăm multe lucruri și ne bizuim pe călăuzirea și pe binecuvântarea Domnului. Ne rugăm ca în aceste seară, dragi mame, dragi surori, toate surorile din biserică, să simțiți că sunteți apreciate și valoroase. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și pe cele care se uită acum pe internet și ne urmăresc, ne rugăm ca Dumnezeu să le binecuvinteze și pe ele. Începem slujirea din seara aceasta cu cei mai mici, grupa mică a copiilor, laudă pe Domnul și apoi copiii mai mari o să aibă programul lor.
Numai atâta? Eu am fost asigurat că e un pic mai lung, n-am cronometrat, dar mi s-a spus că 5 minute. Dar a fost nostimă chestiunea când te trimite la culcare să te culci. Nu știu cui au cântat, nouă sau lor. Așteptăm pe cei mai mari, Domnul să vă binecuvinteze.
Sunt multe cuvinte ce le rostesc, Doamne, mereu, dar unui cuvânt dulce astăzi doresc să-ți spun mulțumesc.
senină al buzelor surâs. E unic, niciodată nu poate fi descris. Ești unică și ce înseamnă frumosul obicei, ne-a stat în rugăciune și ascultarea cei. Ești unică și nimeni, oricând s-a străduit, nu ar putea vreodată a te înlocui. Ești unică și nimeni, oricând s-a străduit, nu ar putea vreodată a te înlocui. Bye.
Bravo copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim de slujirea voastră, mulțumim soră Diana pentru timpul pus la dispoziția Domnului și pentru repetiții și munca investită și celorlalte învățătoare, tuturor celor care seara aceasta a slujit așa de frumos. Ne rugăm ca mamele din biserică să fie încurajate de acest tribut de recunoștință din partea copiilor voștri. Domnul să fie binecuvântat pentru că El ne-a cinstit cu mamele pe care ni le-a dat. Urmează alte puncte în slujirea din seara aceasta. Ascultăm pe Alex, care laudă pe Domnul printr-un solo. Ca să nu mi se întâmple vreun rău. Îmi dădea tot ce avea, iar în suflet purta dor adânc pentru binele meu. Voi iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, o Doamne, fă să fim pe veci sus la tine. Încetat lângă pat, nopți întregi a vecheat, când eu în suferință stăteam. Nu mânca, nu dormea, bucuros se jertfea, căci așa m-a iubit mama mea. Voi iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, o Doamne, să fim pe veci sus la tine. De Iisus mi-a vorbit cum pe cruce a murit, când dorea să mă vadă salvat. Și cu lacrimi fierbinți se topea-n rugăminți, până ce eu Domnului m-am predat. Voi iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, o Doamne, fă să fim pe veci sus la tine. Voi iubi, mama mea, neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, o Doamne,
fim pe veci sus la tine. Amin. Doamne, ascultă dorința tuturor copiilor care doresc să petreacă veșnicia și împreună cu mamele lor. Ascultă, Doamne, rugăciunea tuturor mamelor care se roagă să petreacă veșnicia cu copiilor. Amin. Urmează o surpriză, ceea ce urmează să vedeți în clipul video care va fi proiectat. Este un interviu profesionist pentru obținerea unui job. Cea mai neapreciată muncă din lume. Morala o veți înțelege la sfârșit. Atenție, aparențele pot înșela. Nu e sunet? Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one? Just give me one second. Thank sure. you. Sorry. Uh-huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about hey, that. Hey, oi. Hi, nice Hi. To meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job. It's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay, yeah. So like no lunch? You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that. With a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep, or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing, almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No! What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms.
That's awesome. And they meet every requirement, Oh, my God. Moms are the best! Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Clipește și sunt și copii, lacrimează, sunt și copii și mame. Mamelor, sunteți extraordinare. Era sugestia aici ca de ziua mamei să confecționez o felicitare pentru mama. Am vrea să facem altceva. Am vrea să ne rugăm să mulțumim Domnului pentru mamele noastre. Ce slujbă extraordinară. 24 de ore, din 24, 7 zile pe săptămână. Dumnezeu să vă răsplătească și plata să fie deplină din partea Dumnezeului în care v-a spus încrederea. Mulțumim sora Alina pentru subtitrare, pentru sugestia acestui clip. Cred că este un moment potrivit în care să ne ridicăm și aș vrea, începând cu copiii care au slujit și apoi continuând cu alții care aveți mame și vreți să exprimați un gând de mulțumire pentru mamele voastre în câteva rugăciuni. Haideți să ne rugăm Domnului. Începând cu copiii de aici din față. Amin. 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 Doamne, Tată, bine și venită ta și îți mulțumesc atât de mult pentru mama mea, Doamne. Îți mulțumesc pentru că de atâtea ori a înălțat rugăciuni pentru mine și pentru sufletul meu. Trâng toată inima și numai ca să fiu și eu un sprijin pentru ea, așa cum și ea pentru mine, Doamne. Te rog, binecuvintează, Doamne, și ajută-mi în continuare, dă-i înțelepciune, Doamne, și ajută-ne ca să fim și noi o bucurie pentru ea, Doamne. Amin. 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 Mm.
Amin. 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 Și inima mea, Doamne, este plină de emoție și de recunoștință înaintea Ta. Când mă gândesc în seara asta la mama mea și la toată dragostea Ta și grija Ta și chipul Tău pe care l-am văzut întipărit în felul ei de a trăi și de a fi față de mine. Îți mulțumesc din toată inima pentru dragostea ei necondiționată, pentru atâtea sacrificii pe care le-a făcut pentru mine și pe care acum poate fi mai mare de înțeleg mai bine decât atunci când eram mai mic. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate sfaturile sfinte și pentru toată înțelepciunea cu care mi-ai vorbit prin ea de atâtea ori. Și mai ales, Doamne, și acum de când sunt mai mare, pentru tot ceea ce pot să învăț despre Tine prin ea. Îți mulțumesc din toată inima și te rog să o binecuvintezi cu înțelepciune, cu putere în continuare. Te rog să-i dăruiești sănătate, unde are nevoie. Te rog să-i dăruiești bucurie și pace și să o călăuzești, Doamne, și în continuare, împreună cu întreaga noastră familie. Amin. Amin. Mulțumesc, Doamne, pentru mama pe care ai și mulțumesc pentru dedicarea ei, pentru sacrificiile pe care le-a făcut, pentru rugăciunile înălțate pentru viața mea, către tronul de har. Mulțumesc, Doamne, pentru toate cele valmele bisericii noastre, înălțate în rugăciune pentru copiii lor, pe care le-ai binecuvântat, Doamne, și te rugăm să le porți în continuare. Indiferent de vârsta pe care o au, Doamne, Tu poți lucra mai departe familiile lor, în viețile copiilor lor și credem că toate aceste promisiuni pe care le avem pe pagina Sfintelor Scripturi, toate aceste exemple din istoria Bisericii sunt relevante și pentru noi astăzi. Mulțumim că le conduci și mulțumim, Doamne, că împreună ne dorești cu adevărat pentru cerul Tău. Lăudat și binecuvântat să fie gloriosul Tău. Amin. Amin. Doamne, primește, te rugăm, mulțumirea noastră tuturor copiilor mici și mari, pentru mamele care ne le-ai dat, pentru tot ceea ce înseamnă aceste mame pentru fiecare dintre noi, pentru toate amintirile care ne răscolesc, pentru toate momentele la care atunci când ne gândim nu putem să nu plângem sau să nu lăcrimăm, atunci când ne dăm seama cât de mult Tu ne-ai iubit prin ele. Doamne, tot ce putem să facem este să le înălțăm la tronul Tău. Te rugăm să le binecuvintezi cu sănătate, să le binecuvintezi cu credință, să le țin în durarea Ta, să le porți credincioase până la capăt, iar pe noi dăruiește-ne puterea să le apreciem, să le încurajăm, să le ascultăm, să le cinstim, să fim o binecuvântare. Și vrem ca în împărăția Ta, împreună cu părinții noștri, părinți și copii, toate generațiile de la Emanuel, să ne bucurăm o veșnicie întreagă împreună cu Tine. Slăvit să fim veci. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu s-au terminat surprizele în seara asta, pentru că dorim să mai avem un moment special în care vrem să recunoaștem și să apreciem mamele spirituale de la Emanuel. În mijlocul nostru sunt femei care poate n-au fost binecuvântate de Domnul în înțelepciunea lui Dumnezeu cu această nobilă chemare să fie mame și totuși feminitatea lor și faptul că sunt femei credincioase este o mare, mare binecuvântare. Sunt poate apoi femei care nu mai au copii sau copii au plecat de mult de la ei, nu mai au copii în casă cu dânsele. Aș vrea să folosesc un termen pentru aceste surori speciale și dragi, mame spirituale.
Aș vrea să vă provocăm în ziua aceasta să adoptați copiii și tinerii bisericii și să faceți o practică zilnică. Cred că multe deja faceți lucrul acesta, dar acum aveți un motiv în plus. Vrem să vă oferim tuturor surorilor care nu aveți copii cu voi în casă o poză cu copiii bisericii. Pe spate e un magnet pe care puteți să-l puneți pe frigider. Eu am văzut la mulți pe frigider, sunt multe lucruri speciale care îți aduc aminte de nevoi de rugăciune. Puneți pe frigider poza asta, uitați-vă în fiecare zi și spuneți o rugăciune pentru copiii din biserică, pentru tinerii bisericii. Urmează tabere și cu copiii și cu tinerii și ne rugăm din toată inima ca Domnul să cinstească investiția care se face cu decizii pentru Hristos, cu tineri care se întorc la Hristos și care îl mărturisesc pe El. Așa că în momentele următoare avem vreo 40 de asemenea poze cu copii. Aș vrea să vă invităm, să vă invit. Suror dragi, cele care vreți să vă angajați, să vă rugați pentru copiii bisericii, să vă ridicați. Vreau să chem niște flăcăi rapizi care vor merge printre rânduri ca să împartă lucrul acesta. Suror dragi care vă încadrați în această categorie, vă rog să vă ridicați și să primiți din partea acestor tineri aceste invitații la vă ruga. Ridicați-vă. Oriunde sunteți, ridicați-vă. Dacă nu vreți să vă angajați pentru mamele pentru copiii din biserică, să vă rugați. Celor care nu aveți copii sau copiii au plecat de acasă, dar vreți să vă angajați, să vă rugați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim. Și la cor. Mulțumim pentru rugăciunile voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toate. Ascultăm cântarea corului și apoi e momentul în care vrem să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie înaintea unor anunțuri pe care urmează să le facem.
Binecuvântați părinții, chiar și când vă este greu, căci oricând veți face astfel, ascultați de Dumnezeu. Binecuvântați părinții și deplin să-i ajutați, căci oricât de mult ați face, nu plătiți cât datorați. Fericiți vor fi copiii ce părinții ci cinstesc. Fericiți vor fi părinții ce copii în Domnul își cresc. Dragi copii, ați auzit, binecuvântați ca să fiți binecuvântați. Domnul să binecuvânteze mamele noastre și ele să se simtă binecuvântate nu numai de Domnul, care este într-adevăr dătătorul binecuvântărilor, dar și binecuvântate de noi. Cuvântul Lui Dumnezeu ne învață, binecuvântați, căci la aceasta s-a chemat, să moșteniți binecuvântarea. Câteva anunțuri pentru biserică, ne rugăm ca Domnul să însoțească slujirea fratelui Dan Maleș în Serbia, în această dupămasă. I-a anunțat de dimineață bisericile în care va sluji și rugăm ca Domnul să dăruiască har peste lucrarea care se face și acolo. Vă mulțumim celor care ați simțit în colecta care am făcut-o, în provocarea care am lansat-o săptămâna trecută pentru a ajutora frații sinistrați din Serbia. Într-adevăr, fratele păstor de la Belgrad, de la biserica numărul 2 din Belgrad, a fost prezent la întâlnirea comunității în ziua de marți. Darul dragostei voastre, care a costat în bani în valoare de 600 de euro și 100 de dolari, au fost dați pentru fratelui și ne rugăm ca Dumnezeu să
te dăruiască înțelepciune să folosească banii aceștia acolo unde dânsii consideră că e cea mai mare nevoie. Astăzi este ziua mamei, dar este și ziua copilului și avem bucuria să vă anunțăm că din biserica noastră câțiva copii au obținut locuri fruntașe la Olimpiada Biblică, care s-a desfășurat în două etape pentru cei mai mici, săptămâna trecută, în weekendul trecut la Surduc și pentru adolescenți în weekendul acesta la Brădățel. Avem bucuria să vă spunem că din biserica noastră la Surduc au obținut două locuri întâi. Doi copii din aceeași familie, familia Ciuraș, fratelui Dani și sora Aurelia, Alex și Daniela Ciuraș s-au calificat la faza națională. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. De asemenea, am aflat că la Olimpiada Adolescenților de la Brădețel s-a calificat pe țară, a obținut locul întâi. Bianca de la Dudești Noi este tot misiunea noastră, ne bucurăm de Bianca, i-a mărturisit pe Domnul aici, la Emanuel, Dumnezeu să o binecuvinteze. Iar pe locul 3, Adi Coniac, Dumnezeu să-l binecuvinteze, ne bucurăm de Adi. De asemenea și de mențiunea 1, David Vițelaru, și de mențiunea 2 și 4, două fete, la fel de la Dudești, Sanda și Cami. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. De asemenea, ieri a avut loc în orașul nostru Olimpiada Awana, cluburilor Awana din Timișoara și copiii noștri au primit mențiune. Au primit mențiune și asta este de apreciat. Poate că n-au știut ei să alerge așa de bine, dar la versete au fost buni. Eu le spun și vreau să-i încurajez. Scriptura spune, deprinderea trupească are valoarea ei, dar este de puțin folos pe când evlavia are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Dacă n-au știut ei să alerge așa de bine la jocuri, dar au știut la versete, asta este mai important și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și dețele viitoare, în ocaziile viitoare, nădăjduim și la locuri mai bune. Dar oricum ne bucurăm. Așteptăm tinerii mâine seara la orele 19 la părtășia tineretului, după cum marți la orele 19, coriștii sunt invitați la repetiție. Din partea fratelui Felix, pentru toți cei care cântați la orchestră, miercuri la orele 19 sunt invitați suflătorii să vină la repetiție. Deci miercuri la 19 este repetiția celor care sunt suflători în orchestra bisericii noastre, urmând ca sâmbătă la orele 18 să fie repetiția cu toată orchestra. Joi, bineînțeles, este o ocazie de închinare. În cursul săptămânii în care studiem Cartea Evrei, continuăm seria de mesaje sau tematica din Cartea Evrei. Suntem la Evrei, capitolul 11, galeria de aur a eroilor credinței. Este un capitol frumos și provocator pentru fiecare dintre noi. Nu uităm faptul că prin Harul Dumnezeu, de azi într-o săptămână, sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt. Sărbătoarea Rosalilor este ziua de naștere a Bisericii Creștine, o sărbătoare foarte importantă. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Amin. Și să ne echipeze pentru a fi martori pentru El în această lume. Deci duminica viitoare și luni vom avea sărbicii în a doua zi de Rusalii în locul acesta. Haideți să ne închinăm, Domnului, cu darul de bunăvoie. Haideți să ne ridicăm și în timpul unei cântări ne închinăm cu darul de bunăvoie. Viață tinerească plină de elan, daruri frumusețe toate câte am, le închin de-a pururi pentru Dumnezeu, de viața mea dispune Domnul meu. Învățător este Iisus, conducător este Iisus, fericit
tăi viața ce-o trăiesc. În Iisus aflat am tot ce îmi doresc. El mi-a dat iertare, fericirea sa, cu tărie El mă duce în slava sa. În Învățător este Iisus, Conducător este Iisus. El nu cunosc niciun altul decât Iisus Hristos. Nu mă întineze Duhul celui rău, să nu mă păteze lumea cu cei rău. Inima și mintea să le umple doar pe deplin Iisus, slăvitul cu ale său var. Învățător este Iisus, Conducător este Iisus. El nu cunosc niciun altul decât pe-al meu Hristos. Domnul se folosește și de oameni și Domnul se folosește și de mame pentru ca să ne învețe și să ne modeleze viitorul și caracterul pentru slava lui Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine Scriptura la Judecători, capitolul 13, pagina 276. 276. Citim cuvântul Domnului de la Judecători, capitolul 13, începând cu versetul 1 până la versetul 23. Judecători, capitolul 13, începând cu versetul 1. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea, din familia daniților, care se chema Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu. Acum, ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și a dat înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșată. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele, dar mi-a zis: tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morții lui. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-a trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. I-a alergat repede să dea de veste bărbatului ei și i-a zis: iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi s-a arătat iarăși. Manoah s-a sculat, a mers după nevastă sa, s-a dus la omul acela și i-a zis: tu ai vorbit femeia acesteia? El a răspuns: eu. Manoah a zis: cum dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: femeia să se ferească de tot ce i-am spus, să nu guste nici rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat, să păzească tot ce i-am poruncit. Manoah a zis îngerului Domnului: îngăduie-mi să te opresc și să-ți pregătesc un ied. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: chiar dacă m-ai opri, n-aș mânca din bucatele tale, dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, să aduci Domnului. Manoah nu știa că este îngerul Domnului. Și Manoah a zis îngerului Domnului: care ți este numele ca să-ți aducem slavă când se va împlini cuvântul tău? Îngerul Domnului a răspuns: pentru ce îmi cer numele? El este minunat. Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a dus jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevastă se priveau. Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevastă se au căzut cu fața la pământ. Îngerul Domnului nu s-a mai arătat lui Manoah și neveste lui.
Atunci Manoah a înțeles că este îngerul Domnului și a zis nevestei sale: vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu. Nevastă să i-a răspuns: dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare. Nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. Amin. Doamne, te rugăm să primești jertfa pe care copiii au adus-o, întâi de toate pentru slava ta și prin osul recunoștinței lor pentru mamele lor, pentru mamele din adunarea aceasta. Mulțumim pentru tot ce ne-ai dat până acum. Sperăm și ne dăjduim că tu ai încurajat pe mamele din biserică în această chemare nobilă pe care tu le-ai dat. Le-ai dat-o. Dar acum te rugăm prin cuvânt să faci același lucru. Te rugăm prin acest cuvânt să le responsabilizezi. Și, Doamne, ne rugăm ca tu să binecuvintezi lucrarea ta și biserica ta cu un viitor și cu o nădejde, cu o generație de oameni care să te slujească pe tine, în viața cărora mamele și surorile din biserică să aibă acel impact pe care tu l-aștepți de la ele. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Acel videoclip care l-am vizionat cu toți în seara aceasta și care ne-a cercetat așa de mult despre o slujbă care nu se mai termine niciodată. 24 de ore din 24, neremunerată, neapreciată de cele mai multe ori, dar făcută cu dedicare și dragoste și spirit de sacrificiu. Mi-a adus aminte de o fetiță care a văzut poza de nuntă anunții mamei ei cu tatăl ei și i-a spus tăticului: tati, nu e așa că aia a fost ziua în care ai chemat-o pe mama să vină și să lucreze pentru noi? Cam așa e. Să o spună bărbații din biserică. Nu recunosc ei acum, dar în sufletul lor recunosc. A recunoscut-o și politicienii, de exemplu Ted Roosevelt, un președinte american de la începutul secolului 20, a recunoscut valoarea mamelor atunci când a spus următoarele cuvinte: când s-a spus totul, doar mama, numai mama, este un cetățean mai bun decât soldatul ce luptă pentru țara lui. Mama este o valoare supremă a vieții națiunii. E mai importantă de departe decât omul de afaceri, decât artistul sau omul de știință. Și adaug eu, și de către politician. Și de politician, da? E mai importantă. Este o altă zicere a unui anonim care a rămas și care mi-e dragă: cea mai puternică mână, cea mai puternică forță care schimbă istoria este mâna mamei care mișcă leagănul. După mâna lui Dumnezeu, mâna invizibilă, providențială a lui Dumnezeu care mișcă toate lucrurile, cea mai puternică mână din lumea aceasta este mâna care mișcă leagănul. E mâna mamei. Aceste citate și altele sugerează forța extraordinară, puterea de influență, capacitatea de schimbare în bine pe care o mamă poate să o aibă față de copiii ei și față de viitorul unei națiuni, față de viitorul Bisericii lui Hristos. Ne gândim la exemple din istoria bisericii. Susanna Wesley, mama 19 copii, și-a găsit timp în fiecare zi să vorbească, să discute cu fiecare dintre ei. E oare de mirare că în urma ei au rămas giganți al lui Dumnezeu ca John Wesley, marele evanghelist, ca Charles Wesley, marele compozitor al imnurilor creștine, oameni folosiți de Dumnezeu cu putere. Mamele, fost binecuvântate de Dumnezeu cu o capacitate extraordinară de a influența. În locul lor, în acel loc, poate nebăgat în seamă, ferite de camerele de luat vedere și neaflate în prim planul atenției publice,
în casa lor, în bucătăria lor, mamele acestea exercită o influență extraordinară, inimaginabilă. Seara aceasta, pentru câteva momente, aș vrea să medităm la cum arată mamele care modelează viitorul, care influențează viitorul. Mame care cresc, lideri pentru generația următoare. Mame care prin influența lor scriu istoria, investind în viața copiilor lor. Ne gândim la viitorul acestei națiuni și ne gândim la viitorul lucrării lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos. Mame dragi, cum vreți să arate viitorul acestei țări? Cum vreți să arate viitorul Bisericii lui Hristos? Răspunsul la aceste întrebări depinde în mare parte, spun, de ceea ce dumneavoastră faceți acum, de influența pe care dumneavoastră o aveți în viața copiilor voștri. Vreau să ne uităm în seara aceasta la o mamă din Israel, la o mamă care a dat poporului Israel, într-un moment de criză, un mare lider, un mare liberator, pe Samson. E un moment critic în istoria lui Israel, când poporul lui Dumnezeu, aflat în țara promisă, s-a îndepărtat iarăși de la Domnul, a urmat același ciclu al idolatriei, urmat de pediapsă, o pedeapsă cruntă, 40 de ani de opresiune din partea dușmanilor lor tradiționali de pe coasta mării, din partea filistenilor. A fost cea mai lungă perioadă în care poporul Israel a fost oprimat de către dușmani. În toată cartea Judecători, perioada în care filistenii îi supără pe israeliți, timp de 40 de ani, este de pe departe cea mai lungă. Cea mai lungă perioadă în care copiii lui Israel scoteau gemete sub apăsarea dușmanilor lor. În vremea în care poporul gemea sub opresiune, Dumnezeu era la lucru pregătind un izbăvitor. Și acest izbăvitor va fi Samson. Dar ceea ce este interesant în legătură cu istoria lui Samson, și nu intru acum în detalii despre viața lui Samson, despre slăbiciunile lui Samson, despre puterea lui Samson pe care el n-a știut să o aprecieze și așa mai departe, ci vreau doar să fac o referire de altă natură. Ceea ce este interesant în legătură cu Samson este faptul că la toți ceilalți judecători care sunt ameniți înainte de el, de exemplu, Otniel, Ehud, Debora, Barak, Gedeon, Iefta și alții, nu găsim vreo referire la părinților, la mama sau la tata lor. Dar în cazul lui Samson găsim o referire destul de clară, dar aproape un capitol este dedicat scrierii influențe pe care părinții lui Samson, în mod special mama lui, a avut-o. Așa că istoria izbăvirii lui Israel din robia filistenilor începe cu o mamă. O mamă care prin impactul ei, prin modul în care ea știe să se investească, ea a pregătit un izbăvitor pentru poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să sugerez că mamele care cresc lideri pentru viitor, mamele care modelează viitorul în prezent, sunt mame întâi de toate care au avut parte de o întâlnire reală cu Dumnezeu. Au avut parte sau au experimentat în viața lor o întâlnire reală cu Dumnezeul cel viu. Acesta este punctul de plecare și mama lui Samson a reușit să crească un asemenea izbăvitor pentru că la un moment dat în viața ei, ea s-a întâlnit cu Dumnezeu. Binecuvântate să fie mamele care au avut parte de o întâlnire reală cu Dumnezeul cel viu. Amin. Pentru că acesta este punctul de plecare, credința adevărată a unei mame în Dumnezeul cel atotputernic. Scriptura ne spune despre faptul că îngerul Domnului
Și Îngerul Domnului, când apare în Scriptură, în Vechiul Testament, în mod special, în forma asta, Îngerul Domnului cu majusculă este întotdeauna o referire la Domnul Iisus. Domnul Iisus este o apariție dinainte de întrupare a Domnului Iisus. Domnul Iisus a apărut în Vechiul Testament, în momente cruciale, bărbaților și femeilor. E bine, a fost o teofanie, o arătare dumnezeiască atunci când Îngerul Domnului s-a arătat femeie și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Ceea ce este deosebit atunci când Îngerul Domnului apare acestei femei este faptul că Îngerul Domnului o asigură de faptul că el știe absolut situația ei. Istoria izbăvirii începe cu o dramă într-o familie din Israel. Un pântece sterp, o femeie care nu poate da naștere unor copii. S-a spus de atâtea ori în locul acesta și se știe de către majoritatea dintre noi ce a însemnat lucrul acesta în cultura din vremea aceea în Israel, când fertilitatea, aducerea pe lume a copiilor era privită ca un semn al binecuvântării divine. Și invers, lipsa copiilor era considerată un semn al lipsei de favoare. Dar când ne uităm în istoria lui Israel, vedem că mari lucrări ale lui Dumnezeu au început așa. Au început așa. Sara, mama poporului Israel, a fost inițial stearpă. Era primit de la Dumnezeu. Copilul făgăduinței, Rebeca, a fost și ea stearpă. Și alte mame din poporul Israel. Ei bine, Dumnezeu era pe care să facă ceva extraordinar, așa că Îngerul Domnului se arată acestei femei și spune: iată, tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Și ceea ce am vrut să notați, dragi mame, este faptul că Domnul știe exact situația și nevoia cu care voi vă confruntați. Așa cum femeia aceasta primește asigurarea că Dumnezeu era în control asupra situației în care ea se găsea și știa situația ei. Și aș vrea în această seară să fiți încurajate de faptul că Domnul știe exact toate nevoile voastre, știe exact condiția în care vă aflați. Această mamă primește asigurarea faptului că Dumnezeu e în control și cunoaște situația și nevoia. Dar nu numai atât, dar Dumnezeu că ea primește asigurarea și faptului că Dumnezeu vrea să schimbe această situație. Îi va da un fiu, spune, de parte bărbătească, și nu orice fiu, ci un copil special, un nazireu, un nazireu. E bine, nu avem timp să intrăm în detalii prea multe, dar știm din cuvântul lui Dumnezeu că erau oameni care se puneau deoparte pentru Dumnezeu. Într-o slujbă specială, slujba nazireatului, era ceva ceea ce, în mod voluntar, ei se angajau să se abțină de anumite lucruri pe care ceilalți oameni le făceau ca să trăiască o viață sfântă pentru Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu a hotărât în mod suveran că acest copil care se va naște să fie nazireu din naștere. Istoria izbăvirii începe cu o mamă care s-a întâlnit în mod real cu Dumnezeu. Istoria plină de optimism și speranță pentru această națiune e legată în mod special de mame, mame care sunt în seara aceasta aici în adunare, care au avut o întâlnire reală cu Dumnezeu și au o credință reală în Dumnezeu la momentul acesta, amin? Care au înțeles că au stat și stau înaintea unui Dumnezeu înfricoșat. Atunci când soția lui Manoah îi relatează soțului ei despre întâlnirea cu Îngerul Domnului, îi spune: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșată. Asta a fost imaginea care a rămas întipărită pe retina acestei femei cu privire la întâlnirea ei cu Îngerul Domnului. O înfățișare înfricoșată. Femeia aceasta cu siguranță poate intra în categoria femeilor cu frică de Dumnezeu. Cu frică de Dumnezeu. Doamne, binecuvintează femeile din adunarea noastră și mamele din adunarea noastră cu o teamă sfântă de Dumnezeu, pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Frica de Domnul este școala priceperii. Frica de Domnul este baza evlaviei și a credinței autentice. A fost un mare ateu în America pe nume Robert Ingersoll.
La sfârșitul secolului al XIX-lea ținea tot felul de conferințe ateiste în care căuta să demoleze credința în Dumnezeu. La una din aceste întâlniri ateiste în care și-a prezentat argumentele au fost prezenți doi tineri, doi studenți de colegiu. Și după ce a ieșit de la întâlnirea cu Ingersoll, unul dintre ei se adresează celui și spune așa, argumentele lui au fost zdrobitoare. Argumentele lui Ingersoll au zdrobit temelia, au subminat creștinismul. Ce zici, nu e așa? La care celălalt a spus, nu cred că a făcut-o. Știi ceva? Ingersoll nu a explicat credința mamei mele. Și până când nu-mi explică credința mamei mele, eu rămân lângă Dumnezeul ei. Până când nu-mi explică credința mamei mele, eu rămân lângă Dumnezeul ei. Cât de sofisticate și intimidante ar fi fost argumentele acelui om, acel tânăr nu și-a pierdut credința mamei lui. Totul începe de aici. Aduceți aminte? Pavel scrie lui Timotei și scrie, mă aduc aminte de lacrimile tale, dar mă aduc aminte de credința ta care s-a sălășluit mai întâi în bunica ta Lois, în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Amin? Credința adevărată, întâlnirea reală cu Dumnezeu. Nu pot spune îndeajuns cât de important este lucrul acesta, este punctul de plecare. Dragilor, mamele care influențează viitorul și care cresc lideri pentru viitor sunt mame care își asumă apoi responsabilitățile date de Dumnezeu. Nu numai că ele au o întâlnire reală cu Dumnezeu, dar care își asumă responsabilitățile date de Dumnezeu. Pentru că Îngerul Domnului vine nu numai cu un anunț, știu nevoia ta, știu că ești stearpă, dar vei da naștere unui copil de parte bărbătească, însă vine și cu o poruncă. Acum, ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Dragilor, dragi mame, în mod special, notați lucrul acesta. Mamele care cresc copii de folos pentru Dumnezeu și pentru generația viitoare sunt mame care își asumă responsabilitățile date de Dumnezeu. A aduce pe lume copii este o mare binecuvântare, o mare onoare. Dumnezeu v-a binecuvântat cu această nobilă chemare, dragi mame. Uneori mai spun așa, în glumă, dar e și multă seriozitate. La consiliere premarital, atunci când discut cu cuplurile care se pregătesc, le spun băieților, pentru că ei au impresia așa. Sunt mulți care interpretează în fel și chip expresia femeie este un vas mai slab. Am spus vas mai slab, nu din punct de vedere mental, ci din punct de vedere fizic. Bărbatul este mai puternic, dar femeia este mai rezistentă. Și am întrebat, știi de ce Dumnezeu nu ne-a dat nouă bărbaților să naștem copii? Pentru că nouă ne frică de o împunsătură de ac. Ne frică de o măsea scoasă și de un dinte scos. Și murim de frică când stăm în fața medicului. Mulțumim Domnului că Domnul a dat tărie mamelor. E o mare onoare. Dar cu onoarea aceasta vine o mare responsabilitate. Mame dragi, sunteți chemați să vă sfințiți pentru copiii voștri. Un copil sfânt și pus deoparte pentru Dumnezeu necesită mai întâi o mamă sfântă pusă deoparte pentru Dumnezeu. Mama lui Samson trebuia să fie atentă la ce mânca, la ce punea în gură și dacă erau alte mame care își permiteau altceva, ea n-avea voie. Acum ia bine seama să nu mănânci nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat. O femeie care trebuia să se abțină, o femeie care trebuia să jertfească, o femeie care trebuia
trebuia să fie în stare să nu facă lucrurile pe care alte femei puteau să le facă. Am auzit mai de mult o expresie: altora le este îngăduit, dar ție nu. Vrei ca copilul sau copiii pe care îi crești să fie oameni de referință pentru Dumnezeu? Care sunt responsabilitățile care Dumnezeu ți le-a dat? Care e prețul care trebuie să-l plătești, dragă mamă? Care sunt lucrurile la care trebuie să renunți? Care sunt acele libertăți pe care altele le au, dar ție nu sunt îngăduite, dacă vrei să crești oameni pentru Dumnezeu? Implică multă jertfă și renunțare. Mai de mult, la începutul secolului 20, în țara Galilor, a fost găsită într-o iarnă geroasă o mamă tânără sub un morman de zăpadă. Mama aceasta a încercat să ajungă dintr-o localitate în alta și a prins o furtună de zăpadă și n-a mai rezistat. A găsit-o moartă. Dar marea lor surpriză a fost atunci când au descoperit cumva în hainele ei un copilaș, un bebe care trăia și era sănătos. Mama ei, mama acestui copilaș, cu ultimile puteri, s-a dezbrăcat de tot ce avea și l-a înfofolit pe mititelul cât a putut mai bine. Și apoi a murit înghețată de frig. Copilașul a fost luat și apoi crescut. Știți cine a fost acest copilaș și cine a devenit el? Nimeni altul decât primul ministru al Marii Britanii, David Lloyd George, credincios baptist. Și om al lui Dumnezeu deosebit. De cei mai străluciți politicieni. O mamă, o mamă care s-a sacrificat pentru copilul ei. Oare care este prețul care trebuie să-l plătești, dragă mamă? Care sunt lucrurile care trebuie să renunți? Care sunt libertățile pe care altele le au și tu nu poți să le ai, dacă vrei copiii tăi să crească oameni al lui Dumnezeu? Soția lui Manoah, mama lui Samson, a înțeles că pentru a crește acest copil special, ea trebuie să se abțină de anumite lucruri. Nu știu, nu sugerez o listă, dar aș vrea ca într-o stare de rugăciune să ceri lumină de la Dumnezeu, să-ți dăruiască înțelepciune și călăuzire să pricep care sunt acele lucruri care trebuie tu în dreptul tău să le faci, dragă mamă, pentru ca copiii tăi să fie oameni al lui Dumnezeu. Un alt lucru și o altă aplicație frumoasă la mama lui Samson este faptul că ea a lucrat împreună cu Manoah în a împlini planul lui Dumnezeu pentru copilul lor. Mamă care lucrează în tandem cu tata pentru a împlini planul lui Dumnezeu. M-am bucurat că la un moment dat copiii au într-una din cântările lor au zis: Doamne, ține în mâna ta și pe tata meu. Și noi avem nevoie. Amin? N-avem ziua tatălui ca alții. Avem doar ziua mamei, dar ne mulțumim că în ziua mamei cineva mai zice și de tata. Pentru că vreți, nu vreți, tații sunt implicați aici în ecuație. Să nu creadă tații că au scăpat de responsabilitate. Tații știu bine că Dumnezeu este cel care tratează direct cu ei legat de direcția spirituală a familiei. Chiar dacă mamele petrec cel mai mult timp fizic cu copiilor, tații sunt responsabili. Dar aici vedem o mamă. O mamă care înțelege că trebuie să comunice, să colaboreze cu soțul ei. Imediat ce are întâlnirea cu Îngerul Domnului și după ce pleacă Îngerul Domnului de la ea, ce face ea? S-a dus și a spus bărbatului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al Domnului. Ce văd aici, în dorința ei de comunicare, este supunerea și respectul pe care îl arată soțului ei, bărbatului. Supunerea și respectul pe care îl arată soțul ei. Imaginați-vă o femeie care are parte de o întâlnire cu Dumnezeu.
care vede Îngerul Domnului, care aude cuvintele lui Dumnezeu, care este aleasă pentru un plan special, ce onoare deosebită! Ar fi putut mama aceasta sau viitoarea mamă să ascundă pe soțul ei, dar ea oferă soțului ei respect și supunere, pentru că înțelege că în slujba aceasta ea nu poate să facă singură ceea ce îi cere Dumnezeu. Pentru că înțelege că are nevoie de soțul ei. Pentru că ea înțelege că împreună trebuie să dea direcție copilului. Și că împreună trebuie să formeze o echipă. O, dacă mamele ar înțelege, toate mamele ar înțelege lucrul acesta. Nu e posibil, dragi mame, ca într-o familie cineva să tragă într-o direcție și celălalt să tragă într-o altă direcție. Nu este posibil ca într-o familie creștină cineva să meargă la o biserică și altcineva să meargă la o altă biserică. Nu se poate! Nu probați ca apoi să spuneți, ba, se poate că am încercat. Pentru că consecințele vor fi dramatice în generația următoare. Căutați pe cât posibil să vă asigurați de suportul soțului vostru. Deci, frate Marius, ce să fac atunci când soțul meu n-are chef de rugăciune, n-are chef de... Roagă-te și crede. Și fă tot ce stă în putință să te asiguri de suportul lor, pentru că împreună planul lui Dumnezeu cu familia se duce la îndeplinire. Este așa de frumoasă istoria aceasta în care soția lui Manoah împreună cu soțul ei se unesc să aducă jertfă Domnului și împreună să afle, să se angajeze în împlinirea planului lui Dumnezeu. Și place, în ultimul rând, cu asta vreau să închei, mama lui Manoah, o mamă care a știut să crească un om al lui Dumnezeu pentru viitor, a fost de asemenea o mamă care a posedat o înțelegere clară a realității după ce Îngerul Domnului s-a ridicat în flacăra altarului și zice, nu s-a mai arătat de atunci încolo lui Manoah și neveste lui. Manoah a înțeles că era Îngerul Domnului și a zis nevestei, vom muri căci am văzut pe Dumnezeu. Ce răspunde ea? Nevasta s-a răspuns, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare. Nu ne-ar fi arătat toate acestea, nu ne-ar fi dat făcut să auzim acum asemenea lucruri. O femeie care a avut o înțelepciune practică, o înțelegere clară a realității. Ea a înțeles clar că dacă Dumnezeu i s-a arătat și Dumnezeu i-a descoperit acele lucruri cu privire la copilul care se va naște, chiar dacă l-au văzut pe Domnul și chiar dacă Dumnezeu a spus nimeni nu poate vedea fața mea și să trăiască, chiar dacă l-a văzut pe Dumnezeu, nu vor muri pentru că Dumnezeu avea un plan cu ei și avea un plan cu fiul ei. Ce înțelepciune practică pe care Dumnezeu a dat-o acestei mame. Ce înțelepciune de Dumnezeu mamelor care stau la dispoziția lui Dumnezeu și astăzi. Dumnezeu să le binecuvinteze. În seara aceasta, dragi mame, primiți recunoștința pe care vrem să vă aducem. N-am vrea să se limiteze doar la această zi. N-ar vrea să se întâmple ca în familia aceea în care de ziua mamei erau foarte multe vase în chiuvetă și mama după prânz s-a dus, ca de obicei, să spele vasele la care fata cea mare în casă, foarte oripilată, a zis, mamă, cum e posibil să faci lucrul acesta azi? Așa ceva nu se face. La care mama, dintr-o dată, așa i s-a înseninat fața și a vrut să dea la o parte, să-și dea jos șorțul. Și să spună, ai ce mă bucur, în sfârșit, cineva spală vasele azi. Nu, mamă, așteptăm până mâine. N-am vrea să fie doar o emoție trecătoare, n-am vrea să fie doar ceva pe moment. Am vrea să fie o recunoștință care să vă arătăm până la capăt. Eu am motive multe față de mama mea. Spune. Asta este legat de predicatori. În familia unui mare predicator englez, Campbell Morgan, a fost
cunoscut ca fiind clopoțelul de argint al Angliei, predicator la Catedrala Westminster din Londra. Mare predicator, 4 fii, toți predicatori buni. Unul dintre ei, Howard, a fost întrebat de către un reporter: care este cel mai bun predicator din familia voastră? Fără ezitare, fără ezitare. Howard a spus: mama. Alt predicator a spus, și sunt de acord, a vrut să facă de ziua mamei o remarcă la adresa mamei lui și a spus: mama mea practică ce eu vă predic. Cred că sunt de acord. Mama mea practică ce eu vă predic. Haideți însă în seara aceasta, și mame, și tați, și copii, să ne înțelegem responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le dă. Fie ca Dumnezeu să ridice o generație de tineri, de oameni al lui Dumnezeu, de lideri în generația lor, și viitorul acestei țări să fie mai frumos, viitorul Bisericii lui Hristos să fie mai frumos, pentru că astăzi mame ca mama lui Manoah altădată înțeleg menirea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Sunt femei, sunt mame care au avut parte de o întâlnire specială cu Dumnezeu, mame care își asumă responsabilitățile date de Dumnezeu, mame care lucrează împreună cu soții lor, cu tații, pentru a împlini planul lui Dumnezeu și care, călăuzite de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu, înțeleg clar realitatea. Dumnezeu să binecuvinteze mamele și copiii. Amin. Eu cât și casa mea dorim, o Doamne-n veci să te slujim. Te rog să-mi dai puterea ta, să te servesc cu viața mea. Te rog să-mi dai puterea ta, să te servesc. Doamne, aceasta este într-adevăr dorința noastră, ca toți, absolut toți, mame și tați, copii, bunici, fiecare generație reprezentată în locul acesta, să trăim în dragoste, în supunere unii față de alții și față de Tine și așa să slujim Ție până când vom ajunge în veșnicie. Îți mulțumim astăzi în mod special pentru mamele noastre. Le încredințăm în brațul Tău atât puternic. Doamne, nu știm care este viitorul. Sperăm că atâta vreme cât vei ține istoria în picioare și pământul acesta în picioare, dacă Tu vei îngădui să mai treacă timp și Fiul Tău nu va veni, am vrea să binecuvintez biserica Ta cu un viitor și o nădejde. Am vrea să binecuvintez națiunea noastră cu un viitor și o nădejde. În scopul acesta, conștientizează și responsabilizează fiecare mamă din adunarea noastră să-și împlinească menirea pe care Tu le-ai dăruit-o. Doamne, ne rugăm să le ții sănătoase în credință, să crești credința lor în Tine, să faci din ele femei temătoare de Tine, să faci din ele femei aducătoare de vești bune, Doamne.
Ajută-le, Doamne, ca să-și asume responsabilitățile pe care știu că Tu li le-ai dăruit. Dăruiește-le în continuare putere, răbdare, spirit de sacrificiu și tot ce au nevoie. Atunci când sunt descurajate, Te rugăm să le încurajezi Tu. Dăruiește-le și sănătate. Dăruiește-le înțelepciunea care vine din partea Ta. Fă să facă echipă bună cu soții lor. Binecuvintează și pe tații din adunarea aceasta. Binecuvintează toți părinții. Și fie ca copiii care sunt în această adunare să crească toți în mustrarea și învățătura Domnului. Și harul bogat al Tatălui Ceresc, iubirea Domnului Iisus Hristos și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți și acum și în veci de veci. Amin. Amin. Cu binecuvântarea Domnului și unii către alții ne despărțim din casa Domnului.